Mutu a fost prins cu criminalul în portbagaj, totul într-o farsă pusă la cale de Scherzi aparte, un fel de noaptea erorilor în variantă italiană. Mutu i-a acuzat de rasism pe falși carabinieri, iar pe criminal l-a certat că s-a ascuns în portbagajul mașinii sale. În studioul unei emisiuni de televiziune, Mutu este invitat alături de un condamnat. Senior Pascu e român și e capitanul echipei de fotbal a închisorii, unde a ajuns pentru dublu asasinat. Una dintre victime a fost frizerul, care l-a tuns greșit. În studio, falsul criminal îi face cu ochiul lui Mutu, care se încruntă, apoi se amuză. Criminalului îi sună telefonul în timpul emisiunii, iar la finalul filmărilor face poze alături de starul român. După filmare, Mutu se urcă pe locul din spate al limuzinei pentru a se întoarce la Florența. E oprit pentru un control, iar carabinierii îl anunță despre dispariția criminalului cu care fusese coleg de platou. Poliția arată poza în care Mutu apare lângă evadatul român. Voi sunteți rumeni, magari c'è qualche cosa fra di voi. Che ne so? Voi dovete smettere con essere rumeni. Non c'entra niente io con quello là. Come? È qualcosa da fare, da dire, io li posso aiutare. Se no, cosa vuol dire questi rumeni? Ma scusa, me lei... È un rassista. No, no, io non sono rassista, sto facendo il mio lavoro. Lei deve fare quello che diciamo noi. Mutu se enervează. Signor, come si chiama lei? Mutu, venga qua. Dinspre portbagajul mașinii lui Mutu, unul dintre polițiști aude soneria unui telefon. Evadatul este descoperit și încearcă să fugă, dar e imobilizat. Veniți ideea asta extraordinară de geniu să te bagi în portbagaj. Nu mă crede? Îți rezolv toate problemele dacă mă ajut să fug. Tu rezolvă-le pe ale tale, lasă-le pe ale mele. Oricum le rezolv, stai liniștit. Da, oricum am să fug. Hai să fugim. Da. De ce mi duce în deauna asta cu oameni? Carabinierii anunță că a mai scăpat un criminal periculos și opresc o nouă mașină.